Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic a fost primit cu mare bucurie pentru a săvârși slujba de sfințire a noului centru, alcătuit din biserica cu hramul Sfântul Ierarh Meletie, paraclisul cu hramul Sfântul Mucenic Efrem cel Nou, altarul de vară închinat Sfântului Pavnutie Pârvu Zugravul, chilia Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț și spațiile socio-educaționale cu destinația desfășurării de activități specifice pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. Înalt preasfințitul a oficiat Sfânta Liturghie în biserica închinată Sfântul Ierarh Meletie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a evidențiat lucrarea misionară începută în urmă cu 25 de ani la praznicul Bunei Vestiri în cuprinsul eparhiei Argeșului și Mușcelului, extinsă ulterior la nivel național și european. Noi ne-am ocupat aici, Argeșul a devenit centru național și noi ne-am ocupat de întinsul întregii țări despre această orânduială și, cum să spun eu, acest răsad extraordinar. Plus, în afară, cu românii din împrejurul granițelor noastre. Constatarea faptului că persoanele hipoacuzice din cadrul eparhiei Argeșului și Mușcelului și nu numai sunt lipsite de asistența religioasă ortodoxă cuvenită a condus la întocmirea și înaintarea către Patriarhia Română din partea eparhiei Argeșului și Mușcelului a unui memoriu prin care se solicită extinderea misiunii deja începută în Argeș și Mușcel la nivel național. Această nouă metodă pastoral-misionară ca formă de comunicare și slujire prin limbajul mimico-gestual a constat în înființarea și dezvoltarea unor programe educaționale în cadrul instituțiilor de învățământ teologic-ortodox din cuprinsul Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului, lucrare la care a contribuit părintele conferențiar universitar dr. Onu Constantin. În 1996 am crezut că suntem bine intenționați pentru Argeș. Când am aflat că în Patriarhia Română și pe urmă ortodoxă nu sunt asemenea demersuri, atunci am avut o mare emoție la limita neputinței a continua. În 2022, când se împlinesc 25 de ani de misiune, este o altă emoție pentru faptul că nu s-a făcut foarte, foarte mult privitor la ceea ce înseamnă prezența actului liturgic pe înțelesul surdului în Patriarhia Română. Adică nu trebuie să vorbim despre o limbă română gesticulată, ci despre o gândire în gândirea surdului, exprimarea necesară informării surdului și, dacă vorbim de semnul sacre, și o stare de spirit pe care îți creează gestul pe care tu realizezi. Pentru că limbajul, stilul de vorbire sunt cele pe care le cunoaștem și una este vorbirea laică și alta este să creezi tu, Biserica Ortodoxă Română, să creezi un limbaj din aproape în aproape, gândit, structurat pe ceea ce înseamnă sacru. Adică o icoană care te spiritualizează privind-o și preotul care slujește va să zică are această preocupare și poruncă să vestească Evanghelia pe Hristos. În dorința intensificării misiunii ortodoxe în rândul creștinilor cu probleme de auz și vorbire la nivel eparhial, cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic Argeșanul, în luna aprilie a anului 2017, după amenajarea, pregătirea terenului pentru construcție, achiziționarea materialelor de construcție necesare și asigurarea echipei de meșteri, părintele Onu Constantin începe construirea în satul Mănicești, comuna Băiculești. Noi, după Revoluție, am găsit deschiderea la Biserica Ortodoxă Română și începând cu 1996 am avut primul preot care cunoaște limbajul semnelor. Suntem oameni, la fel ca și dumneavoastră, trăim printre dumneavoastră, doar că ne deosebim prin limba pe care o folosim. A trebuit să treacă 100 de ani de la înființarea asociației ca statul român, prin legea semnelor române, să ne recunoască ca o comunitate minoritar-lingvistică și culturală. Lucrările de construire ale ansamblului au fost supravegheate de către sectorul construcții bisericești eparhial, coordonat de către Părintele Consilier Eparhial Arhimandrit, Caliopie Ichim, starețul Mănăstirii Curtea de Argeș,
și exarh al mănăstirilor. Sfântul Meledie patronează acest loc și în felul acesta, în al preasfințitul a binecuvântat ca aici să funcționeze un așezământ de formare și de aprofundare a limbajului mimico-gestual pentru oamenii cu deficiențe de auz. Însă, în același timp, este un loc al rugăciunii și un loc al nevoinței, pentru că ați auzit că, pe lângă acest așezământ care are destinația pentru cei ce au probleme cu auzul și cu vorbirea, mai funcționează și încă un paraclis și un altar de vară, dar funcționează și o chilie. Activitățile care urmează să fie desfășurate în cadrul acestui așezământ eclesial de misiune creștin-ortodoxă atât de către persoanele cu deficiențe de auz și vorbire, cât și de către alți credincioși, au rolul de a ajuta și completa lucrarea misionară care se realizează în prezent în țară și în străinătate.